Cred că putem începe, nu? Nu cred că... Ba, o să mai vină. Au, mai vine lumea. E ok. Întârziați în mod. Au, mai au loc. Bine ați venit la numărul 4, din Web Meetup. Văd fețe noi. Cam câți dintre voi sunteți prima oară aici? Nu câtva. Ok. Sper să vă plac și să mai veniți. Câteva chestii organizatorice înainte. Mai nou avem un loc unde o să putem scrie articole. Dacă aveți idei de articole și vreți să le împărtășiți cu comunitatea, avem și un loc special dedicat pentru așa ceva. Pe GitHub avem deja primul repository în care o să încercăm să strângem toate conferințele care se întâmplă în România în momentul de față, la care puteți participa. Deci dacă vreți să contribuiți la lista respectivă, be my guest. Deci puteți intra, deschideți un issue și contribuiți. Ce mai este? Avem codul de conduită, la care o să vă zic de fiecare dată, să vă uitați la el, să-l citiți, să aveți grijă să îl încălcați, să zic așa. Și cam atâta. Da, am să las pe Andreea să se prezinte singură, să nu iau onoarea. Da. Andreea. Prezentarea mea o să fie Who Should Be Responsible for User Experience. Și cine-s eu? Mă numesc Andreea Popescu. În momentul de față lucrez ca UX designer la Ascom, companie specializată pe produse medicale, software medical, și la Stefanini, pe augmented reality și digital transformation. Sunt pasionată de neuroștiință, am avut câteva conferințe de neuroștiință la internațional la care am fost de neuroștiință. Nature Photography, deci când nu o să fac birou, încerc să fac plimbătură. Sunt din Cluj, merg des prin Făgeci, prin Hoia. Citesc, chiar vă recomand o carte foarte faină, de la David Eagleman, se numește The Brain. Este și un documentar foarte fain, pe care vă invit să-l vizionați, pentru că o să vă ajute foarte mult să înțelegeți mai bine omul. Din multe puncte de vedere, lucruri pe care pe mine m-a ajutat foarte mult să înțeleg utilizatorul atunci când nu am acces la el. Și hiking. Nu mai merg la înălțimi foarte mari, dar îmi place să merg totuși pe munte, în Cozia, fiind în locul meu de suflet. Mă găsiți pe Twitter, ciripesc destul de des. Mă găsiți pe Medium, cam tot acolo. Scriu și eu articole despre accessibility, pentru că consider că accessibility este un topic foarte important, atât pentru partea de developer, cât și pentru partea de oameni de user experience, usability și despre ce mai fac eu în timpul meu, de la mentoratul pe care îl conduc. Da, sunt și mentor, chiar asta mă uitați să scriu pe aici. Gratuit, ca să spun chestia asta, deci oricine are nevoie de un sfat sau vrea să urmeze un program ca să învețe user experience, poate să-mi scrie. Mă găsește pe LinkedIn toată lumea, Andreea Popescu, e o căciuliță albastră și veselă și un pular cu șopărle. Da, nu-mi place să merg față foarte mult. Face și asta parte dintr-un proces de punere la încercare a așerilor ca să vezi dacă te cheamă pentru ceea ce scrie în CV-ul tău sau te cheamă pur și simplu pentru care a fost drăguță. Și cam atât despre mine. Înainte de a merge mai departe, o să-mi vreau să spun o întrebare despre voi. Câți dintre voi sunteți în domeniul de user experience sau da, user experience designer sau UI designer sau something like that? Unu? Doi? Perfect. Să pun și front-end developer? Nu? Nu să pun front-end developer. Asta e bine, pentru că înseamnă că m-am gândit destul de bine atunci să scrițez prezentarea asta, încât să fiecare dintre voi să aibă ceva de învățat aici. Bun. Despre ce o să vă spun în câteva cuvinte astăzi? O să fie o introducere în ceea ce înseamnă user experience, o introducere prin care am trecut și eu acum câțiva ani, atunci când am făcut primele mele cursuri de user experience și câteva certificări. Procesul de user experience, pentru că oricât de nonconformiști ar fi unii oameni, întotdeauna se urmează un proces,
probabil și voi ca developer învață un proces. De exemplu, eu când am început în 2013, primul meu job a fost de junior web developer. Și aveam un proces pe care l-am urmat timp de o lună, pentru că după aia am vrut să trec să fiu mai aproape de utilizator. La procesul când scriam codul, dimineața după aia trebuia să urc, după aia, de fapt nu, trebuia să dau la îl urcam, era la review și era așa o chestie. No, de acum 5-6 ani aproape. Ce este empatia? Empatia care o să vedeți că este cheia a ceea ce înseamnă user experience și nu doar, ci empatia e cheia către fiecare om în parte. Și, bineînțeles, o să discutăm, chiar o să avem o discuție mult mai liberă la final, despre responsabilitatea pe care o are fiecare. Bun. Introducem. User experience în sine, cum îl știm astăzi, e un concept vechi. Un concept care vine din acum 4.000 de ani înainte de Hristos. Ce s-a întâmplat atunci? Cred că sunteți destul de familiar cu Feng Shui-ul, da? E bine, asiaticii au căutat o modalitate prin care să arate oamenilor care este importanța spațiului. Da. De exemplu, gândiți-vă, hai să facem o legătură cu produsul, da? Care este importanța spațiului atunci când pui în pagină niște elemente? E bine, asta se întâmpla și atunci, dar nu în nivelul în care îl facem astăzi, ci într-un nivel foarte rudimentar, astfel încât să găsească oportunități în care spațiul să fie mult mai bine amenajat, în care să poți să ai o liniște atunci când intri într-o casă, să poți să te simți bine, relaxat și liniștit. Câțiva ani mai târziu, hai, vreo 3500, grecii, au făcut o chestie foarte interesantă. Cred că ați auzit de Hipocrate, el a fost medic și el a descris foarte bine în cărțile sale cât de important este ca medic să poți să-ți așezi într-o anumită ordine, ustensilele, pe masa de operații. Nu vă gândiți la masa de operații actuală, gândiți-vă la o masă de operații foarte rudimentară. Pentru că în felul următor, e foarte important să ai, nu știu, hai să iau cazul de acum, că probabil o să înțelegeți mai bine. Foarte ca e foarte bine să aveți cuțitul cu care tăiați, e foarte bine să aveți fiecare unată, astfel încât atunci când pui mâna, să știi exact să ai procesul pe care tu îl vei face mai departe și să ai toate unealtele, în funcție de procesul pe care tu îl faci, la îndemână. Da? E în felul următor. Prima dată vezi pacientul, îl deschizi, zici ai nevoie de cuțit, după aia mai ai nevoie de tot felul de chestii, iar la urmă o să ai așezat cel mai probabil acuciață. Deci, toată chestia asta era descrisă încă din anul 500 înainte de Hristos. Mai departe, hai, venim către vremurile noastre, la începutul anilor 1900. Un tip, care era inginer, s-a gândit că hai să vedem cam care ar fi legătura dintre om și unealtă. Cum să descurci unealta care o foloseau în fabrica industrială, da? Cum se descurcă utilizatorul, userul, muncitorul, cu o unealtă, da? Care îi se potrivește cel mai bine? Dacă unealta este făcută pentru nevoile pe care le are, care ar fi nevoia principală? De exemplu, hai să zicem, erau bărbați mari, masivi, cu mâinile foarte mari, da? Care aveau nevoie de unelte care să fie puternice în mână, care, de exemplu, foloseau tot felul de să zicem, topoare, da? Dacă coala era mai subtilă, se rupea, pentru că persoana respectivă avea formă. Și astfel, a ajuns la concluzia că toate unealtele pe care omul trebuie să le folosească să fie ceva general și durabile. Deci atunci a început să apară contextul ăsta, ok, hai să-i dăm utilizatorului, hai să-i dăm omului cu care colaborăm ceea ce are el nevoie. Asta era în 1900. Ce se întâmplă mai apoi în 1940? Toyota. Un brand foarte cunoscut. Brandul ăsta foarte cunoscut a făcut, să zic, primul user research. User research pentru că a început să întrebe efectiv oamenii care lucrau în industrie pentru crearea de mașini, cum văd ei îmbunătățirea procesului. Cum îi se pare procesul actual? Cum văd ei îmbunătățirea procesului? Ce pot să aducă nou procesului, astfel încât toată lumea să poată
satisfacția în fericită la locul de muncă. Și astfel încât totul să fie optimizat într-un flow, încât timpul în care, pe care îl petreci pentru o anumită acțiune să fie mai scurt. Lucrul pe care l-au reușit. Deci ăsta, 1940, ar fi primul moment în care apare așa un concept de user research. Ceea ce s-a întâmplat e un fel de interview in depth. Adică iei fiecare persoană și o întrebi în parte. Mă, ce ai nevoie? Cum ți se pare procesul pe care l-am în momentul ăsta? Ce crezi că putem îmbunătăți? Cam astea sunt cuvintele, întrebările pe care fiecare dintre voi poate să le primească la un moment dat. Pentru că folosiți toți telefoane mobile, folosiți tot diverse aplicații. Uneori, aceste aplicații au câte un survey și te întreabă ce îți place la aplicația noastră? Ce vrea să îmbunătățim? Ce nu-ți place la ea? E bine, astea fac parte dintr-un proces la fel de user research, doar că puțin mai, nu atât de apropiat de utilizator. Bun. Mai departe. 1966. Cu siguranță ați văzut Mickey Mouse când erați mici, cu siguranță ați văzut desenele cu Donald Duck, cu, care mai erau, din Walt Disney. Deci, Disney. Un concept foarte familiar cu noi toți. 1966. Walt Disney. Una dintre... Pot să-i spun că este primul om de user experience, Walt Disney. Walt Disney s-a ocupat de tot ceea ce înseamnă corpulețul. Disney. Corpuleț, din parte mai mare. Da? Hai să fim corpuleț. Atunci, în 1966, era chiar la început. El a început cu inginerii de proiectare care se ocupă, au luat fiecare pas de cum intră omul în parc, da? Și se uită. Oare ce ar trebui să avem acolo? Oare ce ar trebui să avem acolo? Dar de ce avem nevoie ca utilizatorul să vadă asta? Deci a început să pună tot felul de întrebări și să creeze tot felul de schițe, astfel încât parcul să fie util celor care îl vizitează și totodată să aibă retenție. Bine, ceea ce a făcut el, deja a mers și mai adânc în procesul de user experience. A făcut user research, a analizat tot ceea ce a ieșit din user research, a făcut chiar niște profile de oameni care o să vină în parc, bunici cu copii, părinți, etc. Și mai apoi a început să implementeze. A făcut o schemă. Ok. Deci, asta înseamnă că procesul de user experience a început să fie pus la cale. Pentru că te interesează ce are nevoie utilizatorul. Mai apoi analizezi tot ceea ce ți s-a, tot ceea ce ți s-a dat de la utilizator și după aceea pui pe foaie. A și testat ideile sale. Deci este un proces complet pe care el l-a implementat. Chiar e un articol foarte fain, l-am dat de zile trecute chiar pe Twitter, că Walt Disney este considerat de către toată lumea fiind primul UX designer. Puteți să-l căutați, e un om foarte bun. 1984. Macintosh. E bine, lumea deja începe să ia altă tărnură. Apar Mac-urile, nu astea de acum, astea sunt mai de-ată așa, frumoase. Apar Mac-urile, apar un nou sistem de operare, apar interfața grafică, toate chestiile din genul ăsta. Deja lumea intră într-un nou stadiu. Apple au, în momentul respectiv, om de design. Design, chiar e o carte foarte frumoasă pe partea asta de design. The Design of Everyday Things, a lui Don Norman, care e mai jos. În 1995, Don Norman spune că, de fapt, ceea ce se întâmplă, că utilizatorul are nevoie și când stăm și creăm ceva, totul se numește user experience. Deci ăla este momentul când se întâmplă magia. În 1996 sau 95. 95, așa, 95, Don Norman spune că, ok, uite, asta ce facem noi este user experience. Adică experiența cu utilizatorul. Ceea ce e simplu, da? Experiența cu utilizatorul. Atunci mai apare ceva, că tot el ne povestește, usability, un termen care, de fapt, înlocuiește ceea ce era mai de mult cunoscut sub ideea de user-friendly. Deci, așadar, atunci când veți întâlni într-un
sau cineva vă va spune, dacă întrebați, cum ți se pare produsul ăsta? O să spună, ăsta are usability, ești user-friendly. Greșit. Pentru că usability și user-friendly e unul și același lucru. Deci, user-friendly a fost până când domnul Norman a spus că, mă, hai să-i dăm un singur nume și se numește usability. Iar usability, atunci, o să vedeți mai încolo ce anume. În 2019, de fapt, ce se întâmplă în prezent, lucrurile merg foarte alert mai departe. Și cu tot cu faptul că lucrurile merg alert mai departe, nu toată lumea înțelege de fapt ceea ce se întâmplă. Nu toată lumea înțelege de fapt ce înseamnă user experience până la urmă. O să-i dăm o mulțime de definiții, dăm o mulțime de contexte. Da, se aplică în foarte multe lucruri și se aplică peste tot. De la sticla asta de apă, la sticla asta de apă, sunt două produse. Unul este, sticla e foarte moale, plastic moale, deci poți să-l strâng foarte ușor, să-l arunc și nu o să ocupe foarte mult spațiu în noi. Iar sticla asta este mult mai ușor de ținut în mână. Da? Sunt două concepte diferite. Deci user experience nu se aplică doar pe produse software. User experience se aplică pe orice. Și pe scaun cum e făcut, și pe masă, și pe tastatură, și pe orice. Bun. Mi-a plăcut ce a zis domnul Norman. I invented the term because I thought human interface and usability were too narrow. I wanted to cover all aspects of the person experience with the system, including the industrial design, graphics, the interface, the physical interaction, and the manual. Deci, asta e unul. Domnul Norman. A dat o definiție simplă, de fapt, ceea ce înseamnă user experience, de fapt. Că nu se referă Dacă s-au auzit vreodată că dar user experience e doar pentru produse software. Nu, nu e niciun caz. User experience începe și de la o haină cum este croită. E orice. Bun. Usability Go. Un site pe care chiar vă recomand să intrați, pentru că o să găsiți o mulțime de informații despre ceea ce înseamnă usability. UX focus on having a deep understanding of users. Până la urmă, asta este, de fapt, experiența cu utilizatorii. Noi, ca oameni de user experience, noi nu trebuie să înțelegem că ce vrem noi. Să spunem că, ok, eu ca user experience designer nu o să spun că eu știu ce vreau utilizatorii. Eu o să spun că asumțiile mele cu privire la nevoile utilizatorului sunt următoare. O să știu ce vrea utilizatorul doar în momentul în care eu o să interacționez cu utilizatorul. Până atunci, eu o să fac doar niște asumții. O să fac asumții pe baza informațiilor pe care le-am avut în trecut, o să fac asumții pe baza unor analize pe care le-am, dar niciodată nu o să pot să știu ce vrea utilizatorul până când eu nu interacționez cu el. Asumțiile, de cele mai multe ori, sunt rele. Și se spun din ce motiv. Pentru că, de exemplu, poate nouă ne place, nu știu, să zicem că ne place culoarea non-culoarea negră, da? Și o să milităm pentru ea, ca în, chiar dacă e graphic designer să spună că nu, noi o să milităm pentru ea pentru că nouă ne place. Și utilizatorul, da, o să-i placă, că el noi o dăm. Frumos, uite, asta e culoarea, asta e aplicația, uite, tot acolo. Nu. E greșit. Pentru că nu o să ajungi niciodată să cunoști ceea ce dorești utilizatorul dacă nu interacționezi cu el. Și, de fapt, asta de fapt, e introducerea în ceea ce înseamnă user experience. Cunoașterea utilizatorului. Fără asta, fără dorința de a fi implicat în nevoile utilizatorului, fără dorința de a cunoaște cu adevărat ceea ce el vrea, nu faci user experience. Faci cu totul și cu totul altceva. Faci niște wireframe-uri, faci un UI design, dar dacă tu nu ai implicat utilizatorul final, nu faci nimic. Faci, pentru că faci. Dar atât. Bun. Da, ce ziceți? User experience este egal cu usability? Din câte v-am povestit până acum? E doar o parte aia, user experience. Exact. User experience nu e usability. Pentru că de foarte multe ori e și confuzia asta că un produs e usability, deci e perfect, e user experience. Nici de cum.
Prea rapid. Ce trebuie să aibă un produs ca să fie pentru utilizator? Primul rând trebuie să fie un produs dorit. Da? Un produs de care utilizatorul să aibă nevoie. De ca și cum, nu știu, sunt foarte faine din punct de vedere artistic scaunele alea cu spătar, nu știu de care și... Da. Te așezi odată pe el. E drăguț, e frumos, e artistic, dar nu o să ți-l cumperi să-l pui în sufragerie ca să stai seara să te uiți la televizor sau mai știu eu ce. Deci, prima dată, un produs trebuie să fie dorit de către utilizator. După aceea, un produs trebuie să fie accesibil. Și când spun accesibil, nu spun că, ok, accesibil ca preț, nu. O spun accesibil din punct de vedere al accessibility ca concept. Accesibility asta înseamnă că produsul pe care îl am eu trebuie să poată fi folosit de către toți utilizatorii. Chiar e un citat foarte fain a unui web developer care lucrează cu partea asta de accessibility, în care spune că dacă UX înseamnă acoperirea tuturor utilizatorilor și de cele mai multe ori noi aplicăm UX ca fiind în care atingem doar anumiți utilizatori, care nu se va numi SUX, adică some user experience. Ba da. Tocmai din cauza că un produs, ce înseamnă accessibility în cazul de față? Văd că aveți unii dintre voi ochelari. Deci hai să zicem că v-ați dat odată ochelarii acasă sau vă doare foarte tare capul și nu puteți folosi ochelarii. Aveți o aplicație pe care o folosiți în fiecare zi. Fără ochelari, aplicația nu o să puteți să o folosiți, da? Pentru, sau aveți probleme în care daltonii sau multe alte probleme de vedere. Nu puteți folosi aplicația și aveți nevoie de ea foarte mare. De ce nu o să puteți folosi aplicația? Bun. Pentru că aplicația respectivă nu a fost gândită și pentru persoane cu ochelari. Asta înseamnă că aplicația respectivă nu e accesibilă. Hai să zicem că avem niște filtre. Gândiți-vă aici la... Aici e un buton, da? Bun, ăsta e butonul. Aici văd crearea de cont. Ce-i greșit? Și de ce n-ar putea fi accesibil? N-ar putea fi accesibil pentru cineva care nu știe engleză? Nu. Bine, de exemplu, dacă e România, da, într-adevăr, da, da. Poate am nevoie de informația de pe site, fără am nevoie de informații, pentru că nu l-ați folosit de o singură dată. Dar să zicem că e foarte, nu știu, e coșul tot de cumpărături și trebuie să creezi cont. Vă spun ce este greșit. Să mai spune jos tapul, că o să creezi un cont, să zic așa. În general, e un fil din asta. Ce e greșit aici? Nu ai caina cu rețele de socializare sau ceva? Problema cu care, pe care sigur ați întâlnit genul ăsta, când field name este placeholder. Asta este cea mai greșită modalitate de a face un formular. Să ai field name-ul. Pentru screen reader. Pentru orice. Pentru orice utilizator. Crede-mă că dacă stai de completat 15 field-uri... Nu mai știi care e cercana. Exact. Deci, iar pentru utilizatorii cu nevoi speciale, cu impairments, cognitive impairments, ei nu o să poată să facă chestia asta. Sau o să poată să facă într-o oră. Sau mai mult. Deci. Poftim? Adică, nevoi speciale. Cognitive. De exemplu, probleme de folosire a mâinilor. Pentru că ei, ca să folosească un field, să folosească niște website-uri, au tot felul de programe speciale pe calculator, pe care le folosesc. Și trebuie să dea comenzi. Du-te către field name în felul următor.
Și de obicei au chestiile astea. Da, programul respectiv o să se ia după numele câmpului, nu se ia după label-ul. Da, într-adevăr. Dar atunci când ai 15 astfel de câmpuri și ai o persoană cu probleme cognitive de accessibility, nu o să țină minte ce are de cognitive. Exact. Exact. Și de asta, modalitatea cea mai corectă pentru a crea field-uri, deci dacă o să vă vină, voi că majoritatea sunteți developeri, din câte am înțeles, nu? Da, deci dacă o să vă vină de la UI designer, un astfel de field, spuneți-i că nu. Și să vă spun și de unde spuneți că nu, da? Fields sau forms. Întotdeauna, când spuneți că nu, argumentați. Nu există, nu-mi place mie. Nu există, nu cred că o să poți să folosească cineva, nu. Toate ideile pe care le aveți, toate argumentele pe care le aveți voi, trebuie să fie susținute de ceva. Și aici. Asta este MN Group-ul, e al lui Don Norman și al lui Jacob Wilson, care sunt părinții a tot ceea ce înseamnă Don Norman pe User Experience, Jacob Nielsen pe usability. Și cu asta niciodată nu o să dați greș. Așadar, când vedeți un formular care e mai mult de două, spuneți nu, eu nu o să fac asta. Hai să vedem cum putem îmbunătăți. Pentru că, de cele mai multe ori, deși de la developer poate să pornească foarte multe lucruri bune pentru utilizator. Foarte multe lucruri bune pentru utilizator. Și tocmai asta este ideea. Mai? Eventual aici puteți avea un placeholder, enter your name sau așa mai departe. Dar niciodată, din punct de vedere accessible, pentru un formular lung, să nu folosiți field name as placeholder. Gândiți-vă la utilizatorii cu nevoi speciale și gândiți-vă și la voi. Pentru că puteți veni foarte obosit după o zi de muncă și vreți să completați ceva. Da? Ce se întâmplă în momentul ăla? Vă să uitați, de fapt, ce o să aveți de completat. Mai ales, o altă chestie foarte interesantă e parola. Da? Enter password. Și majoritatea aici a scris frumos. Ah, parola. Păi ce parola se introduc? Introduc un parola 1, 2, 3, 4. Da? Mă duc jos la buton și îmi spune, nu, no, stai, parola ta e introdusă greșit. N-are un caracter, n-are... Exact. Din prima, atunci când creați un formular, pentru că probabil interacționați, nu știu câți dintre voi, pe e-commerce, de exemplu, sunt foarte multe formulare de creat. Din prima, atunci când creați un formular, spuneți omuleții, password, și poți să-i pui aici o steluță. Password trebuie să conțină un caracter alfanumeric, 7 între 7, 8 caractere, etc. Pentru că în felul ăsta, utilizatorul nu o să mai aibă experiența negativă, prin care el o să trebuiască să revină înapoi să-și tot introducă parola. Asta e un lucru foarte ușor, pe care, cum spuneam, poate porni de la voi. Pentru că dacă, nu știu, poate multe dintre companii că știu că nu au user experience designer, multe încă nu au UI designer și uneori doar developerii se ocupă de ceea ce înseamnă design. Da. Asta e un mic lucru pe care puteți să-l faceți și voi. Bun. Credible. E, must ai ca informațiile pe care le prezentați acolo să fie credibile. În sensul că să nu spuneți una pe site-ul vostru că, nu știu, s-a înființat în 1990 și pe Facebook să spuneți în gura mare, o, avem 2 ani de la înființare sau ceva de genul ăsta. E un exemplu, da. Dar informații credibile asta înseamnă că, nu știu, dacă sunteți, cum lucrezi cu aplicații medicale, da? Trebuie să spunem exact ce îți oferim și cum să folosim acel ceva. Că dacă o să spunem că vezi că noi îți oferim acolo că direct te-ai dus, numai îi faci poză așa apropii de undeva și îți apar toate informațiile, nu o să ne creadă absolut nimic. Nu, trebuie să fiți întotdeauna foarte onești, aici e mai mult de marketing, pentru că user experience
E o umbrelă. E o umbrelă foarte mare. Cuprinde psihologie, cuprinde neuroștiință, cuprinde marketing, cuprinde chiar și development. Pentru că partea de accessibility sunt niște standarde foarte interesante, parcă e știu că se găsesc pe v3.org, toate standardele astea de usability, care totodată vă ajută pe voi ca developer să vă faceți munca foarte fain, codul foarte, foarte ok, pentru că sunt și tot felul parcă de librării pentru asta și o să vă ajute destul de mult să știți cum să scrieți cod accessible pentru persoanele respective. Asta spuneam, partea de credibilitate este foarte importantă. Omul de marketing, de obicei, partea de user experience este foarte apropiată și de omul de marketing, pentru că trebuie să mențină o informație constantă cu el. Pentru că, nu știu dacă știți, dar omul de user experience, de cele mai multe ori, se ocupă și de partea de conținut. Și atunci când ai nevoie de conținut, de așezarea în pagina conținutului, de ok, hai să vedem cum facem, pentru că uneori sunt cazuri în care se tinde o exagerare a chestiilor, nu. Ca eu, om de user experience, trebuie să te focusezi foarte mult și să vezi că informația este structurată în așa fel încât utilizatorul să poată să o înțeleagă. Iar partea asta de credible este muncă în toată echipa. Findable. Nu o să fie găsit pe Google. Chiar a fost o chestie foarte interesantă. Am avut o prezentare, ceva de genul ăsta, că ăsta se numește UX Honeycomb, ce vă prezint acum, la niște colegi. Și că, este așa, în glumă că, da, produsul trebuie să găsească pe Google, nu se, nu. Despre partea de indexare este altă problemă. Findable se referă la faptul că în produsul pe care l-ai, în aplicația pe care o crezi, e important ca utilizatorul să poată să găsească răspunsurile la întrebări. O să ziceți că asta poate să facă din search. Nu doar din search. Findable înseamnă că eu am meniul. Da, asta e un meniu. Meniu 1, meniu 2, meniu 3, etc. Da? Iar aici trebuie să fiu, să găsesc foarte ușor și foarte clar toate informațiile structurate în așa fel încât să nu trebuiască să caut în tot site-ul. Mai este și varianta de sitemap, care se poate folosi și chiar indicat să folosească, dar de obicei partea de header, în partea de header utilizatorul se uită prima dată pe site, nu o să ducă jos, în jos pagina ca să afle informații. Și am ajuns la usable. Ce înseamnă usable? Bine, să poată fi ușor de folosit. Să poți să folosești, să ai nevoie de el. Să știi ce să faci cu produsul tău. Pentru că nu o să spui, bine, poți să-ți pui scaunul ăla frumos de care v-am spus la început cu tot felul de spătare, dar o să te uiți la el. Și din când în când o să-l folosești, dar tot pe un scaun de genul ăsta o să stai, pentru că e comod. Deci partea asta e usable, usability de care tot auziți. Se referă la faptul că atunci când mergi printr-un flow, atunci când folosești un produs, să poți să îl folosești cu ușurință. Să nu trebuiască să te frustrezi. Pentru că, la fel, utilizatorul se frustrează foarte mult atunci când nu funcționează un produs. Vă dau doar un exemplu. ANAF. Sper că am spus tot cu asta. Useful. Produsul este useful atunci când îți răspunde nevoilor tale. Degeaba ai scaunul ăla foarte fain. E acolo undeva. Acum, un pic invizibil. Dacă nu ți este util, nu îți poți mă duc să stau pe. Puțin de design, dar cam atât. Gândiți-vă puțin și la, faceți un pic o analogie între a avea niște elemente ușor de înțeles din punct de vedere al designului, da, o iconică din utilizator simplu, aici ai user profile, asta e cam cea mai folosită, să zicem așa, și o iconiță în care omulețul ăla are tot felul de chestii pe el și iconița e mică. Nu te ajută mare lucru. Nu te ajută pentru că nu o să găsești un pattern pe care tu să-l recunoști, adică creierul nu o să găsească pattern-ul pe care tu să-l recunoști, trebuie să fie, ce fac cu el? Și dacă toate astea se întâmplă, asta înseamnă că produsul tău este valuable. Are valoare. Are valoare pentru utilizator.
răspunde tuturor întrebărilor. Și asta înseamnă că produsul tău a trecut prin suficient de multe procese încât să poată să fie ceea ce aveți voi nevoie. Aveți în minte vreun produs care îndeplinește criteriile astea? Pe care le folosiți? Da. Ok. Bun. Altceva. Revolut. Ok. Da. Așa. Păi da, astea sunt două dintre aplicațiile pe care le-am auzit. Și când, mă rog, eu țin cursuri de astea și țin cursuri de user experience și astea le-am tot auzit. Deci asta înseamnă că e de bine. Deci dacă sunt mai mulți utilizatori care spun lucrurile despre aplicație că îndeplinește chestia asta sau că le place aplicația respectivă din punct de vedere a cum folosești, înseamnă că e bine pentru produsul respectiv. Alt produs. Deci înseamnă că toți ceilalți sunteți nemulțumiți de aplicația pe care le folosiți. Bun. Proces. Ta-dam! Asta e procesul. Simplu, o să-l găsiți și sub alte forme, contează foarte mult de unde îl citiți, de unde îl luați. Ăsta e procesul meu pe care îl fac, pe care îl urmez. E puțin, nu știu dacă sunteți familiar cu conceptul de design thinking. Da, nu prea. Procesul de design thinking e oarecum merge cam pe aceeași idee, în care design thinking e un proces, o metodologie, așa se numește. O metodologie prin care tu ajungi la un common understanding cu toți ceilalți din echipa ta, în care, la fel, înțelegi foarte bine utilizatorul, ai niște output-uri și validezi. Deci, design thinking-ul e procesul, de fapt, din spatele a tot ceea ce înseamnă user experience. Așadar, în sensul că gândirea de designer, că asta e, se reflectă și aici, și în procesul de design thinking. Pentru că se merge cam pe același lucru. Bun. În faza de înțelegere. Indiferent că ești pe un produs nou, indiferent că ai doar o idee, indiferent că ești pe un produs, nu știu, atunci te-ai angajat și ai intrat la mijlocul unui produs. Tu trebuie să înțelegi. Și ce trebuie să înțelegi? Să discuți puțin cu stakeholderii. Pentru că ei întotdeauna o să știe despre ce-i vorba și care sunt nevoile lor. Pentru că, probabil, mulți nu sunteți în companie doar de produs, ci probabil sunteți și în compania outsourcing. Și asta înseamnă că lucrați cu stakeholder, lucrați cu clienți care au diferite nevoi. Bun. Value proposition. E foarte bine asta, în special pentru un produs care se află la început, să ai o mapare a celor mai importante feature-uri, caracteristici, aspecte pe care produsul tău trebuie să le aibă. Da? Hai să zicem că faci o aplicație, hai să zic că tot medicală, o aplicație medicală despre pacienți. Da? Asta este aplicația mea, frumos. Care sunt aspectele cheie în aplicația ta despre pacienți? Unul la mână. Cine sunt caregiverii pentru pacientul respectiv? Ca să știi totdeauna cine s-a ocupat. E o aplicație pentru spital. Care sunt detaliile despre pacient? Și, nu știu, să poți să colaborezi, să poți să trimiți cuiva un mesaj despre pacientul respectiv. Astea sunt trei aspecte pe care tu le definești la început. Da, e ca un fel de, ok, asta e ideea, hai să vedem ce facem cu ideea. Cam asta ar fi nevoia. Bun. Să faci un early mock-up. Nu vă gândiți că o să fie ceva wow. Puteți face efectiv și un mock-up în Keynote, în PowerPoint. Să știți că sunt o mulțime de UX designer din generația veche, care lucrează paper and pencil, sunt cele mai importante tool-uri. Apoi PowerPoint, ați fi uimiți câți din UX designer din garda veche folosesc PowerPoint sau Keynote, depinde de sistemul de operare pe care l-au, pentru a crea mock-up-uri, pentru a crea wireframe-uri. Și vine generația nouă care știe și Sketch, și Action, și InVision, și etc., etc., etc. Dar, de fapt, user experience nu este despre a ști o sumedenie de programe. E bine dacă le știi, dacă îți place să le vezi, ci efectiv de a avea gândire din spate și a interacționa cu utilizatorul. E de ajuns să știi un program, să știi să-l folosești bine, să știi să transmiți ceea ce, de fapt, ai aflat de la utilizator
și după aceea mai poți învăța și altul. Și Project Kickoff Meeting. Asta, Project Kickoff Meeting, de obicei, eu am încercat să o fac, de cel mai multe ori când am avut ocazia, sub formă de Design Sprint. Design Sprint, bazată pe Design Thinking again. Design Thinking e de la... Thinking de la Tim Brown. N-am mai scris de mult, cred că au trecut. Câți ani au trecut, Ștefan? Mult. Mulți ani. Așa. Design Sprint. Google. Dar răspețe sunt bazate cam pe aceeași chestii. Project Kickoff Meeting, de obicei încerc să merg pe ideea de Design Sprint, pentru că mai să aibă un common understanding, mai chemăm și un developer, mai chemăm și un om de marketing, tocmai ideea de a dar înțelege cât mai mult. Să vedem ce input poți să aibă toată lumea. După... Design Sprint se face cu clientul sau nu? Design Sprint-ul, gen mai multe ori, să vezi că la... Asta poți să ai clientul invitat. Deci clientul invitat care să valideze. Pentru că se zice că tu o să găsești, o să ai niște soluții pe care le găsești cu echipa. Eventual poți să chemi și un end user. Dacă ai oportunitatea și tu o să ai niște lucruri aici, da? El va vota, clientul va vota tot timpul. Uite, asta vreau, sau etc. Clientul e foarte important în design sprint, chiar și în design sprint. Bun. O întrebare. Da. De aceea de exemplu, în primul sprint se decid niște elemente că urmează să fie inclus, după care în sprintul 2 se schimbă prioritățile, se modifică o parte din conceptul inițial. Chiar e foarte, foarte bună întrebarea pe care mi-ai adresat-o. De cele mai multe ori, procesul ăsta de user experience nu intră atât de mult în partea de agile. Efectiv, atunci când se intră, se lucrează efectiv și cu developer și toate. Nu mă referam la metodologiile de tip agile. Mă referam la agilitatea procesului. Cât de flexibil este? Este foarte flexibil. Foarte, foarte flexibil. Și cum se reflectă în partea de development în final? Pentru că, să zicem, un design inițial poate presupune niște elemente începând de la organizare, tool-uri, care în sprintul 2 sau N-3, să zicem, se schimbă. Cât de flexibil, cum se tratează lucrurile astea, să zicem, în compania în care sunt eu. Ok, o să spun cum facem noi. Din două perspective. O perspectivă de la București și o perspectivă de la Cluj. Okay. Vă să încerc perspectiva din București. Începem cu un design thinking. Asta e procesul. Imediat avem un... Deci, în design thinking o să ai output-ul pe care o să-l ai. E o variantă de prototip pe care l-ai. Imediat urmează în săptămâna de după discuții foarte intense, mai ales că prototipul respectiv a fost validat de către utilizator. Prototipul a fost validat totodată și de către client. Și vezi care este input-ul pe care l-ai primit atât de la client cât și de la utilizatorul final. Și după aceea, mergi mai dezvolți conceptul, pentru că de cele mai multe ori trebuie dezvoltat conceptul, și deja, ca UX, mergi mai departe cu wireframe-ul către developer. Aici, developer se uită peste toată wireframe-ul, se uită peste wireframe specification, cel puțin nu știu cum lucrează wireframe designer, însă eu mi-am format ideea de a lucra în sensul când creez un wireframe, să am un document în care îi spun exact ce va fi fiecare ton în parte. Unde duce, ce access rights ai și tu. Dependențele respective. Nu știu, noi am avut caz, chiar am avut caz la Ascom. Noi am făcut de treabă. Încep să fac sketching. Prima dată handwriting, ca să nu pierzi foarte mult timp și să tot ștergi în programele pe care le folosești. Nu scriu chiar atât de urât de obicei, dar la schițe, credeți-mă, doctorii sunt nimic pe lângă mine. De obicei scriu frumos, da? Sper că am uitat cum pot să scriu. Bun. Atunci fac, efectiv, încep să creez. Bun.
nu știu ce, aici, așa, așa, și tot așa. Asta încep să fac eu pe hârtie. Wireframes. Wireframes, ceea ce spuneam. Unii știu să fac wireframes în Keynote, alții știu să fac în PowerPoint, eu știu să fac wireframes în Actual și în Balsamic. Nu mă complic foarte mult. Sunt trei tipuri, de fapt, de low, high, eu fac medium. De ce spun că eu fac medium? Pentru că nu pun culoare. High fidelity, de obicei, te duci cu gândul și-o că mă, cap, să te chestii, așa mai. Nu, no, eu nu pun culoare. Eu fac medium. Nu le fac, așa, simple, doar cu pătrățele. Nu, no, îi pun, efectiv, detalii, scriu, tot. De ce eu fac medium? Așa, prototype. De cel mai multe ori am lucrat prin Vision, pe prototype. Poți să faci mock-up-uri, de exemplu, eu le fac tot în Action, clientul foarte fain, poți să-l ajute destul de mult și pe developer, măcar pentru dimensiuni. Și cam atât. Ce fac după ce am făcut tot produsul ăsta, mă rog, aplicația asta mea? O testez. Testarea asta, când ești efectiv în proces, se numește Formative Usability Testing. Pentru că e o chestie pe care tu efectiv obții informația în timpul procesului tău. Deci asta înseamnă că poți să schimbi pe proces, pe parcursul procesului, în sprint și așa mai departe. Dacă eu n-aș face partea asta de validare în timpul procesului și aș face-o după ce produsul meu a ieșit pe piață, s-a numit Summative Usability Evaluation. Până acum am făcut și formativ, eu sunt adeptă formativ. Și cred că știți chestia aia, tipul ăla de la Microsoft. Am uitat cum îl cheamă. Nu stau bine cu memoria. Avea o chestie foarte interesantă. Mergea el așa, developers. Nu cheamă? Așa. Eu sunt pe lângă formativ. Da, consider foarte importantă testarea de usability, tocmai în ideea că o să-ți ofere foarte mult input de la utilizatorul final și știi că nu te duci rău. Pentru că una este ieși cu un produs, hai să zic că poate mai tăiat una, două feature care nu erau foarte importante, dar în restul este totul perfect din punct de vedere al utilizatorului sau nu totul perfect, dar 90% îi acoperi nevoile și alta este să ieși cu un produs extraordinar, dar din punct de vedere vizual, din punct de vedere a cât de multe feature-uri are, dar care să nu fie, valuable din punct de vedere user experience. Adică, mai bine, less is more. Și cam asta ar fi procesul. Întrebări? Asta presupune și testerii să fie din profile, nu? Din user profile. Testerii? Nu, testerii de cele mai multe ori se focusează foarte mult pe partea de funcționalitate. Da, dacă se concentrează pe partea de funcționalitate. Da, nu există. Usability testing nu se face cu testări. Se face cu, efectiv, utilizatori ăia 5. Într-adevăr, și pentru testări, de exemplu, eu chiar am făcut, în urma tuturor usability testing pe care le-am făcut, am identificat niște pain points pe produse și am făcut un usability guideline, dar nu usability test, usability guideline, adică care l-am dat testelor, nu, uite, când testați produsul, să aveți și chestiile astea în vedere. Și ajută foarte mult, pentru că poți să fie niște chestii de brand guideline, ca testă trebuie să știi foarte bine și brand guideline, să iei în considerare și distanțele, pentru că mai ales dacă ai și un final UI undeva și distanțe și toate chestiile. Am o listă și chiar vă recomand și niște tool-uri. Sunt niște tool-uri de check accessibility, sunt niște tool-uri de check broken links. Nu știu, eu am avut, în experiența mea ca tester, am avut niște coșmaruri așa cu multe link-uri din alea de pagini. Până am descoperit un tool de detectare a broken links. Atunci coșmarul a luat sfârșit. Treceam pagina respectivă prin tool-ul respectiv, îmi spunea care sunt, la adevăr, link-urile broken și tot era bine și plus. Chiar dacă o să doriți toate chestiile despre care tot am menționat, o să fac o listă, o să-l trimit lui Ștefan și o să fac. Da. Testarea de usability de obicei merge când anume intră în procesul de dezvoltare a produsului? Adică după testarea de
funcționare sau când... Procesul de usability, de exemplu, intră înainte de default. Deci se face în paralel. Da. Deci e înainte. De exemplu, dacă eu am făcut... Într-adevăr, eu am dat deja wireframe-urile developerilor, ei știi cam despre cam care ar fi produsul și cam care ar fi ordinea, dar eu fac un usability testing, tocmai ca să mă asigur că ceea ce am transmis rămâne bătut în cuie. Pentru că eu dau de cele mai multe ori la mine fiind developer și mă întreabă, nu, e final? Pentru că nu pot să spun că e final, tot timpul știi, spun că nu știi și a zis, gata. Dar, ăia 5% mai pot să fie modificări. Chestia asta sunt pe produsul de cum spuneam, pot să apară tot felul de lucruri care eu ard în torsătură și trebuie să... Da. 95% de final. Niciodată nu o să spun 100%, pentru că atunci când spun 100%, fix în ziua aia sau la o zi după apare și nu mai e supostă. Deci niciodată la mine nu o să fie o chestie 100% decât atunci când este aprobat documentul numit Product Requirement Specification. Pentru că atunci știu că nu se mai răzgândește nimeni. Dar până atunci niciodată nu se folosește. O întrebare. Da. Validarea se face și wireframe și după design sau...? Eu de cele mai multe ori fac validarea prin pe wireframe. Da. Și nu este cazul în care, gen, clientul văzând wireframe-ul, pentru că nu-i musculorile și așa, și face asta vrea să vrea să vrea să vrea să vrea să vrea să vrea. Ba da, avem și astfel de... Avem, de exemplu, avem validarea asta pe UI și mai avem și validare pe UI. Pentru că pe UI apare validarea, mă rog, apare mai târziu, adică validarea asta de aici, asta înainte de development de proces, apare când e pe UI, ca să știu, ca să am eu o siguranță că pot să-i le trimit designerului și designerul grafic nu o să lucreze acolo degeaba și după aia o să șteagă. A fost cazul. Recunosc că a fost cazul. Da. După ce a fost UI terminat, văzând când l-au văzut implementat, au zis că nu. Voi testați cu clientul sau cum? Da. Cu clientul. E bine, aici este o problemă foarte mare, care m-am întâlnit adesea. Când testez cu clientul, uneori clientul nu este cel mai obiectiv cu putință. Clientul e subiectiv. Da. Foarte subiectiv. Foarte subiectiv. Și de asta, dacă ați avea șansa, tu lucrezi ca user experience designer? Nu. Am înțeles. Ok. Dacă ai șansa, eu spun din experiență. La mine a funcționat uneori, altfel nu a funcționat. Dacă ai șansa, fă un fel de, nu știu, adu-i niște argumente și spune, uite, astea ar fi bune pentru utilizator. Dacă noi le facem în felul tău, s-ar putea ca vânzările tale sau descărcările aplicației tale să scadă. Mergi puțin așa, găsești statistici, se găsesc statistici, de asta vă recomand NN Group-ul. NN Group-ul este Biblia. Biblia pe tot ceea ce ține usability. Ei au articolele pertinente și bune. Intră pe NN Group și găsește lucruri, că știu că am mai lucrat cu clienți care voiau, mă, nu că eu vreau așa și atât, dar nu este bine pentru utilizator. Nu este bine pentru utilizator pentru că nu reușește să ajungă la ceea ce are nevoie. Că el voia în loc un checkout, îl voia în 4 pași. 4 pași. Dar voia și cu wizard. Musai. Că fără wizard nu se poate. Deci, încearcă el în grupul, găsește o mulțime de informații pertinente și încearcă să le duci. Poate ar ajuta, nu știu, o sesiune în care, nu știu, poate ai găsi dar lucrezi pe produse specifice sau pe produse generaliste? Ok, deci produse generaliste. Poți să te învăț un lucru care probabil te va ajuta. Ai prieteni. Trimite-le paginile respectiv prietenilor tăi. Eventual, dacă unii vor să fie recorded, foarte fain, sunt agreement-uri pe usability.gov pe care să îi le prezinți clientului, pentru că o să zică că altfel l-ai făcut tu de capul tău. Și, frate, uite, client, utilizatorul care, de fapt, că pentru el crezi chestia, nu pentru tine, el, de fapt, mulțumit. Nu crezi că ar fi o abordare bună să ținem cont de ceea ce crede utilizatorul? Încearcă așa. S-ar putea să-l îmbunezi. S-ar putea. Acum, nu știu de unde este clientul, cum este clientul. Eu pot să spun din experiență, cu clientul român am avut mai multe probleme decât cu clientul din afară. De
Deci toată lumea e de aceeași părere. Bun, întrebare. În momentul în care faceți validarea, da? Așa. Ai 5 profiler, care a spus. Ați invitat clientul final, clientul, ca să vadă reacția? Lucrurile, clientul nu are timp de obicei de așa ceva. Dar lucrurile astea sunt recorded, sunt înregistrate, pentru că nu întotdeauna poți să te duci să ai un interviu cu utilizatorul. De exemplu, am avut un produs pentru produsele medicale, nu sunt pentru piața din România. Produsele pe care lucrez în momentul sunt piața din Suedia, Australia, mă rog, Benelux și Statele Unite și Asia. Și îți dai seama că nu am putut să merg cu utilizatorii sau să mă duc în toate locațiile alea pentru așa. Nu, ce-am făcut? Recorded. Recorded in, usability testing. Foarte fain. I-ai făcut, i-ai dat aplicația ta, să e efectiv dacă nu ai un installer sau nu vrea să, nu poate să instaleze sau așa. Rezist de pe ecranul tău și depinde cum îi pui întrebările. Iar toate testările respective sunt înregistrate. Este o condiție pe care o e prestabilită, e bătută în cui, adică se întâmplă și, de exemplu, să nu faceți înregistră și puși... Dacă utilizatorul nu își dă acordul pentru înregistrare, da. Dar clientul impune, de obicei, să aibă... Dar clientul nu. Pe clientul interesează final. Nu, dar asta ca validare a făcut de faptul dacă ești sceptic cu privire la ceea ce îi spune prin test. Da, dar el știe. Păi noi, de exemplu, când îi spunem, păi uite, săptămâna asta noi facem validări. Deci noi facem în săptămâna asta validări cu utilizatori. Ce se întâmplă mai departe? Uite, noi să-ți prezentăm output-ul lor. Uite, ai utilizatorul X a lăsat înregistrat, celălalt nu. Dar pentru toți utilizatorii, dacă vreți să testați ceva, pe usability.gov, găsiți agreement-uri gratis pentru testare. Agreement-uri pentru părinți, agreement-uri pentru adulți, pentru copii și tot așa mai departe. Și pe acelea puteți să găsiți. Iar clientul, dacă crede, bine, dar... Adică, până la urmă, când te angajezi, faci lucrurile alea de la muncă. Dacă este sceptic în continuare, poți să încerci, cum am spus, să le duci. Dar dacă el este foarte încăpățânat în continuare, până la urmă... Da, el suportă consecințele. Tu spui, ok, facem precum spui tu, dar din partea mea, recomandarea mea este să nu. Sau recomandarea conform este să nu. Deci, întotdeauna, atunci când clientul spune că facem cum vrem noi, îi spui frumos. Bun, dar facem cum vrei tu, însă trebuie să ai în considerare faptul că dacă facem cum vrei tu, s-ar putea întâmpla următoarele lucruri. Eu fac pe cum vrei tu pentru că sunt angajat până la urmă și nu pot să mă bat cu tine, cu mor de devânt, dar până la urmă e decizia ta. Asta este argumentația mea, astea sunt lucrurile pe care eu ți le spun că trebuie să le faci, sau că e bine să le faci din motivele X, Y, Z, așa, dar dacă tu nu le faci, eu am făcut ceea ce mi-a stat în putință. Așa și, încă o întrebare, da. În momentul în care dumneavoastră căutați profilerii respectiv, da. Contactați o firmă care să vi găsească și le dați, așa spuneți, ce fel de persoane căutați, sau procesul acela de recrutare, da. Una prima întrebare și a doua dumneavoastră faceți testarea sau la fel o face altcineva? Foarte bună întrebare. Poate să fie două opțiuni. Prin Stefanini am făcut eu recrutarea, direct. Prin Ascom am făcut și eu recrutarea, au făcut-o și ei, pentru că efectiv avem angajați nurse la companie. Iar facilitarea efectivă a usability testing eu. Pentru că ca să facilitez un usability testing, să, așa, sau să conduct, adică să conduci până la urmă, ai nevoie de un usability plan. Usability plan asta înseamnă că tu ai un task mare. Task-ul meu numărul 1 e să văd dacă funcționalitatea de login este în regulă, sub care am diferite scenarii, în care efectiv îi descriu. Vii dimineața la muncă, te duci, îți iei telefonul, îți instalezi aplicația respectivă sau o ai deja instalată și așa mai departe. Ce faci? Care este atitudinea ta cu privire la scenariul ăsta? E în regulă?
Deci cam așa se întâmplă. În România, din păcate, partea de user research, partea de căutare de utilizator, rămâne în spatele Se rezumă la buget, până la urmă. Se rezumă la buget. Da, se rezumă la buget, pentru că deja nu mai e calitatea produselor, ci ne bazăm foarte mult pe cantitate. E un fel de consumerism al aplicațiilor pe care îl facem, da? Nu contează cât este de bun, contează să fie cât mai mult. Și, din păcate, chestia asta, honeycomb-ul ăla, diferențiază sau existența unor user experience designer care face chestia asta, care nu face UI, ci care efectiv are un produs, are un proces, diferențiază chestia. E foarte bine să ai un graphic designer extraordinar, deci pledez pentru chestia asta. Deci eu sunt recunoscătoare în fiecare zi pentru UI designerul cu care lucrez. E foarte important. E foarte important să nu existe orgolii în echipă. În special în echipa asta de colaborare, de marketing, de UI, de UX. E foarte important să nu existe. Pentru că atunci când există orgolii, pentru că poți să spui, bă, nu e prima oară, mă duc, bă, iconița asta, să știi că nu ajută foarte mult utilizatorul să vadă. E prea mică. Păi, hăla, așa se integrează. Nu. Răspunsul pe care îl primesc e, bun, hai să vedem cum putem să rezolvăm chestia asta, da? Asta trebuie să fie colaborarea în echipă. Nu că, bă, eu fac de ani de experiență, fac un nume în Creo, știu că așa e corect. Nu. Trebuie să ții foarte mult în cap faptul că tu nu faci pentru tine. Tu faci pentru utilizatorul tine. Că de cel mai multe ori poate nici nu știu. Bun. Am ajuns la cel mai frumos capitol. Care e empatia. Munca de UX designer, de fapt, tot capitolul ăsta, tot domeniul ăsta de user experience, în opinia mea, este sărac dacă cei care lucrează cu el nu au empatie. Putem simți milă, pity, sărac utilizator. Da, asta e. Putem să fim simpatii, știi, bietul de el, uite că iar, hai să vedem dacă se întâmplă ceva, ce o să fac cu sărac mai încolo, nu pasă de el, e ok, bietul de el. Sau putem să avem empatie, adică efectiv să simțim ce simte el. Efectiv, spunea chiar Walt Disney să te pui în papucii utilizatorului pe care îl ai. Da? Pentru că eu trebuie să-l înțeleg. Și uneori, chestia asta cu înțelesul, simțitul ăsta pe care îl ai cu utilizatorul, de ce ia anumite decizii, asta e o caracteristică pe care trebuie să o avem și în viața reală. Să înțelegem, n-avem milă, simpatie, care sunt sentimente ok, dar să avem empatie pentru celălalt. Pentru că atunci când o să avem empatie, de fapt, o să înțelegem de ce unii oameni au anumite decizii. Într-adevăr, empatia se câștigă greu. Cred că e un sentiment, e o caracteristică foarte complicată. La mine funcționează în anumite direcții. Spune și soțul meu, bă, tu cu spitalele tale, tu cu oamenii pe de medici, că tu empatizezi enorm de mult cu oamenii din spitale, că nu știu ce. Are perfectă dreptate. Și niciodată nu-l contrazic. Pentru că da, eu, datorită sau din cauza experienței pe care o am ajuns la un nivel puțin mai ridicat, ca să nu spun nu, de empatie pentru oamenii din spital, în special pentru pacienți, pentru că sunt un pacient și am fost un pacient. Și în momentul ăla, când dezvolți empatia aia pentru oameni, efectiv înțelegi că produsul pe care îl faci e să ajute oamenii, atunci produsul pe care o să-l scoți pe piață o să fie bun. O să fie bun pentru că te-ai implicat nu doar mecanic, pentru că sunt persoane care se implică mecanic, urmăm procedura, facem așa, nu.
În chestia asta tu trebuie să fii avocatul utilizatorului. Trebuie să te dai peste cap pentru utilizator. Tu, la un moment dat, trebuie să te cerți. Te cerți, recunosc, te cerți, pentru că cineva spune nu că nu facem asta, da, dar dacă nu facem asta, o să afecteze utilizatorul. Dar important e că la final de zi, când te-ai dus acasă, să fii mulțumit de ceea ce ai realizat. Și la birou. Nu doar pentru că te duci și m-am câștigat bani. Ah, nu zice nimeni că nu avem nevoie de bani. Dar munca pe care ai făcut-o să aibă o finalitate ok. Și ceea ce faci e să faci dintr-o bucurie. Să o dăruiești pe tine. Și mai urmează partea de compasiune. No. Dragul utilizator de alenele. Cam asta. Da. Cam asta sunt lucrurile. Dar empatia pentru user experience este sfântă. Și fără ea, domeniul ăsta, oricât de bun ești din punct de vedere ca profesional, te face sărac. Te face sărac tocmai din ideea că îți lipsește empatie. Poți să faci mecanic o mulțime de chestii, dar dacă nu o faci știind exact ce vrea utilizatorul, fiind, punându-te acolo, gândindu-te, bă, eu mă duc în spital. Asistenta aia pe care o văd la urgență, da? Când să mai aibă timp să-mi scroleze mie de 7 ori în aplicație ca să găsească detalii despre mine? Când? Pentru că îi vin pacienți de pe ambulanță, sunt pacienții care sunt deja pe paturi. Când să-mi facă chestiile astea? Așa trebuie să gândiți. Ce simte ea când face chestiile astea? Nu simte, poate, sentimentul ăla de overwhelming? Nu simt tot sentimentul ăla că, băi, e foarte greu, e greu ce fac. Nu am timp să mai verific tot, dar trebuie să știu despre utilizator și cum ajungi să faci chestia. Până-te în papuci lui. Trecând efectiv prin ce trece el, gândindu-te ce greu e. Ce se întâmplă cu tot? Și o aplicație la restaurant. Dacă o faci de prezentare la restaurant, gândește-te cât de mult contează să înțelegi de ce oamenii respectiv merg la restaurant. Tu de ce te duci la restaurant, nu? Să mănânci. Da, dar te interesează dacă vine cineva și îți pune acolo mâncare, pac, amestecătorul, tuc, nu se înțelege nimic. Dar dacă vine cu o farfurie în care, nu știu, îți spune, îți face, mănânci micul dejun și pune acolo, îți face o față zâmbitoare. Îți fie amuzant, e un pic de gamification, strânește puțină dopamină în creier. Pentru că nu vă gândiți că creierul nostru funcționează doar că, mă, dopamina e stimulată doar în anumite momente ale vieții. Nu spun care, probabil știți. Dar și atunci când vedeți o chestie foarte faină și vă place, de exemplu, nu știu, farfurie cu mâncare. Creierul la mâncare, dacă arată bine, e foarte recunoscător. De-aia mulți oameni sunt foarte pofticioși. Pentru că văd ceva și începe dopamina. Asta e cel mai nou, da. E efectiv, de asta spuneam și la început, neuroștiința este un domeniu, este o știință a creierului, pe care chiar voi invit să o cunoașteți așa, cât de cât. Și v-am recomandat și vă mai spun o dată, David Eagleman, The Brain. Și dacă nu vă place să citiți, vizionați documentarul. Sunt 6 părți, 6 ore. Puteți să-l împărțiți în funcție, puteți să-l vizionați atunci când mâncați. O să descoperiți niște chestii foarte faine. Bun. Iar Tim Brown, omulețul care stă în spate la design thinking, spune un lucru minunat. Empathy is at the heart of design. Without understanding of what others see, feel and experience, design is a pointless task. Și cam asta e adevărul. N-are niciun sens. Dacă nu faci chestia asta cu empatie, user experience este un rol pe LinkedIn, UX designer. No. User experience trebuie să fie legată de empatie. Trebuie să fie ceva, adică tu ești pentru oameni, tu ești avocatul omului. Veniți-vă, nu știu, sunt o felul de seriale din astea cu avocați. Interesant, e acum un proven innocence, de exemplu. O tipă care stătuse mai mulți ani în pușcărie, deși fusese nevinovată și după aia devine ea avocată. Pentru exact oamenii care au trecut prin chestia asta. Și implicarea aia pe care o ai, da? Implicarea aia pentru utilizatorul. Ați prosat.
foarte mult și știi exact cum e să fii acolo. Bun. Și ajungem la chestia noastră finală, în jurul căreia, de fapt, s-a învățit toată prezentarea. Responsabilitatea. As a developer, I want to review a clean code so that I will do my job easier and I will not be pissed off. Cunoașteți chestia asta? No. No? User story. Așa. Asta e un user story, exact. Asta este un nou, un art developable de user experience process. E bine. Eu, ca developer, vreau ca să am un cod de revizuit, un cod clean. Ce este asta? De fapt, este experiență. Este experiență pe care eu vreau să o am. Și nu vreau să trec prin nervi, prin cod scris cu picioarele, prin cod nedocumentat și nimic. Da? Eu vreau chestia asta. Și ce înseamnă lucrul ăsta? Că UX nu este doar despre software sau hardware. UX este ceva, este pretutindeni și noi suntem toți responsabili pentru el. Iar într-o companie, când aveți un om de user experience de UX, nu înseamnă că el e bătut în cui acolo, de crucificat, atunci când ceva nu merge. Toți din echipa de development, că e productul, că e productul, că e developer, trebuie să fii responsabil pe chestia asta. Cum? Foarte simplu. Citești user profile, citești persoana, scrie un cod mai frumos pentru colegul, pentru că dacă colegul va vedea un cod mai frumos, ar putea că nu o să mai petreacă 5 ore în plus ca să scrie asta cu codul tău, să scrie un comentariu. Vii cu sugestii, faci anumite chestii care te ajută. În urmă, responsabilitatea aia noastră, toată. Și cum ne asumăm, ține de ceea ce simțim. Pity, sympathy, empathy sau compassion. Și dacă am spus lucrul ăsta, îți vă spun mulțumesc și aștept întrebările voastre. Shoot me! Vă rămână cu feedback-ul. Deci am tot parcurs partea de design, l-am lăsat la apă, dar după aia cum vedem că într-adevăr a fost bun sau să îmbunătățesc în continuu soft sau aplicație sau partea design. Partea de validare. Pentru că partea de validare nu face singură dată. Partea de validare face continuu. Pentru că, nu știu, de exemplu, dacă tu ai un maintenance release, da? Îi faci și la usability testing. Chiar dacă nu testezi chiar pe 5 oameni, nu, că nu ai acces, dar testezi. Îl testezi. Deci, tot procesul ăsta pe care vi l-am prezentat nu este unul liniar. Este un proces care poate să fie adaptat în funcție de situație. Poți să iei o bucățică din el și să o adaptezi la nevoia pe care o ai atunci. Iar chiar dacă ai maintenance release, poate de validare acolo. Tot timpul. Tot timpul, validarea cu utilizatorul final trebuie să fie și ca un fel de again, developer, validare. Pentru că dacă nu ai validare, nu ai validare de la utilizator. Adică, e ok, ai făcut procesul, să faci procesul doar la început și după aia să-i zici, pa, nu e ok. Pentru că produsul se schimbă, cerințele utilizatorilor se schimbă. E ca și cum, de exemplu, am avut un produs care a fost făcut acum 10 ani, o chestie, Register by Calendar, să-mi iau client din Danemarca. În aia 10 ani, o tot adăuga. Încă când l-am deschis prima dată, nu știu ce să fac. Și are vorbă foarte faină Steve Krug, care a scris o carte bună, Don't Make Me Think. Că dacă tu ca utilizator, nu știi să folosești un produs, nu înseamnă că tu ești prost. Înseamnă că produsul e prost. Deci, n-am fost prost, produsul era prost, pentru că produsul respectiv nu a mai trecut pe la utilizator. În aia 10 ani și s-au adăugat tot felul de idei. Fiecare developer care venea, care era pe produsul respectiv, tot avea câte o idee și tot. S-a făcut așa o chestie, layer peste layer, încât și-a trebuit să, efectiv, să iau totul la puricar, să descompun acolo, ca să poți să
găsesc, de fapt, ce vrea utilizator. Când am dus să fac un usability test cu produsul respectiv, recunosc că era cu 2016. Recunosc că au fost părți din produs care nici eu nu mai știam ce fac. Era un mamut. Produs din ala mamut, un machit, care nu știe ce să faci cu el. Pentru că toată lumea adăugă chestii. Iar utilizatorul era pe piață. La urmă am ajuns totuși la un rezultat. Rezultatul era să mergem pe ideea de pattern. Pattern, ceva cu care utilizatorul este obișnuit. Am mers pe pattern de calendar, pe care am testat și câteva calendare. Google Calendar, camera de la Mac. Mai erau câteva calendari din astea pe care testul eu însuși. Și până am mers pe arhitectura apropiată cu un calendar pe care utilizatorul deja îl cunoaște. Am descompus toți pașii aia, pentru că, gândiți-vă că dădeam click pe o chestie. De asta era un pop-up, da? Dădeam click-ul ăsta, mi se mai deschidea unul. Și eventual mai era și încă, mai era un produs acolo. Pop-up. Eu nu sunt adeptat pop-up-urilor în care se face acțiuni din astea, să creezi task-uri, să creezi chestii. Nu, pop-up-ul e pentru atenționare. Să poți să-i dai un ad, să poți să-i dai un save, să poți să-i dai un cancel. Nu se poți să faci acolo toate chestiile putințe. Și cam e validare e foarte important. Da, te rog. E ok? Scuze. Mai am o chestie. Mai este cazul, da, de exemplu, în care trebuie o observare reală, nu doar să fie un grup de 5 oameni într-un încăpere sau așa, zonă limitată. Reală, funcționare. Te duci shadowing. În timp ce mașina merge sau... Da, te duci shadowing. Shadowing, da. Mai greu. Nu e foarte greu. Hai să spun de ce nu e foarte greu. Dacă este o aplicație generală, da? Să zicem o aplicație de e-commerce generală. Nu, poate te duci o dată acasă la un prieten de-al tău. Zici, mă, hai să facem o chestie faină. Dai ceva de comandat de pe Mac. Uite, hai, arată-mi și mie cum folosești pe Mac. Shadowing. Când n-ai acces la multe resurse, folosește de ceea ce e lângă tine. Că, la un moment dat, dacă e o aplicație din asta generalistă, ai de unde să-ți iei informații. Nu, dar cred că domnul vrea să spună partea de validare, nu? Da, în partea de validare mai reală, așa, mai acoperitoare, da, decât... Da, se face shadowing. Una aplicație simplă de validat, altă e mai... Într-adevăr, dar asta depinde dacă ai sau nu buget. Dacă n-ai buget, te folosești de resursele pe care le ai în jurul tău. Pentru că nu poți să te dai peste cap să obții buget. Că nu-i, oricât vrei. Și asta o faci pe timpul tău. Am făcut de multe ori pe timpul tău. Pentru că voiam să știu că, măi, când o să meargă eu chestiile astea, știi, produsele pe care lucrez, vreau să fie ok, am o chestie, că, păi, trebuie să știu că produsul respectiv a trecut și pe la utilizator. Că dacă nu, e doar asumțiile mele, eu să știu că asumțiile mele sunt valide cu utilizatorul. Și dacă e fac shadowing, dacă se aplicați în asta generală, sigur e un prieten care, nu știu, folosește un checkout la un moment dat și dacă se seamănă cu cel din aplicația ta, treci prin flow-ul respectiv. Te adaptezi. E muncă de adaptare și asta. Dar vi s-a întâmplat vreodată să a dezvoltat o aplicație, da, o testați, da, pe 5 oameni, dar de fapt să nu funcționeze pe urmă. Să nu funcționeze în ce sens? Conform așteptărilor. Pur și simplu. Vă spun asta că dau un exemplu din alt sector. Da, cunosc o firmă, a dezvoltat un produs, cafea, l-a testat, oamenii erau mulțumiți, tot. Când l-au lansat, n-a funcționat. Din diverse motive nu intrăm acum în amănunte, dar s-a întâmplat așa și plăcut. Depinde unde testezi. Depinde unde testezi? Da, și ce acoperi. Pentru că dacă tu, fiind cafea, asta înseamnă că tu ai nevoie de un produs care e relativ generalist. Nu știu, da, pentru țară, da? Pe trebuie să cunoști foarte bine cum e piața din regiunea geografică. Moldova, Muntenia, Oltenia... Da, a vorbit o companie extrem de mare, care investește foarte mult. Deci nu, și chiar a avut eșec. Deci un caz notoriu. Se poate. S-a întâmplat. Pe aplicație, adică cum pe aplicație este... Noi, singura chestie pe care am avut-o noi e că n-am avut o funcționalitate implementată. Da, am avut o funcționalitate implementată pe care utilizatorul avea nevoie de ea. Asta a fost după ce am scos produsul. Dar n-am avut-o implementat pentru că n-am avut timp. Și au mai fost, da, într-adevăr, la validări, după aia tot trafic. Că, uite, îți lipsește... De exemplu, noi mergem pe parte de spital, da? Fiecare spital funcționează altfel. În Asia funcționează într-un fel, în Statele Unite într-un fel, în Suedia într-un fel, etc. Nu funcționează ca România.
În niciun caz. Și îți dai seama că atunci când mergi cu o aplicație, pentru fiecare spital, fiecare spital îți vine cu o sumedenie din proprietate, pe care nu se aplică pentru toate chestiile astea. Și asta ar însemna foarte bine să poți face un produs care să fie targetat pe spitalul respectiv. Nu, de faci. Trebuie să găsești ca care de mijloc. A, tu aveai întrebare. Da. Revenind la ideea ta, Andreea, că niciodată nu e utilizatorul de bine, deci nu e utilizatorul pe pro-designul. Da. Dar dacă luăm în considerare, de exemplu, diferite feluri cum utilizatorul percepe, cum ai zis, accesibilitate, da? Că unii au nevoie de cinturi adiționale, label-uri și mai departe și alții se pot descurca cu acele placeholder, sau așa. Da. Un exemplu concret, de exemplu, la Office. Când a trecut de la standardul de meniu clasic la ribbon, foarte mulți utilizatori nu s-au putut adapta. De ce? Pentru că a fost ribbon-ul greșit, a fost design-ul greșit sau pentru că pur și simplu conceptul de ribbon, de nou design, nu este la fel de eficient ca cel clasic de standard, meniu clasic. Da. Aici conține, eu am zis că este foarte fain. Deci foarte mulți noi am adaptat foarte repede conceptul de ribbon, deci generația de noi s-au adaptat la ribbon. Exact. Da? Exact. Atunci când creezi un produs din ăsta generalist, trebuie să ai în vedere, again, partea de tipologia de utilizatori. Pentru că dacă tu știi că, ok, trebuie să vezi care e ponderea dintre utilizatorii noi tineri, da, și utilizatorii cu la mai în vârstă, da, și să vezi cam care e gradul de afectare până la urmă. Tu ar trebui să ai un fel de, ca un fel de A/B testing prima dată să faci. Să vezi dacă poți să găsești oarecum o soluție de mijloc pentru cele două chestii. Pentru că, într-adevăr, de exemplu, pe mine un copil de 15 ani, care dacă mi-a telefonul, mă bate. Și eu nu știu să-l folosesc. De swipe-uri și toate chestiile astea complicate. Bun, da. Și atunci design-ul de vină sau? Targetare este de vină și luarea în considerare faptului că, bă, ceilalți o să se descurce cum pot, o să folosească chestiile minimale, doar. Targetarea de mine. Deci ești de acord că nu există un design care poate fi general valabil? Sunt de acord cu chestia asta, dar se poate încerca. Se poate încerca. Sunt o grămadă de metode. Și mai ales Microsoft are. Da, într-adevăr, depinde foarte mult ca deciziile din spate pe care le-au luat ei. Ce anume vor să... la ce anume se duc ei. Pentru că dacă se duc la companii de software mai mult sau la alte companii la care se adresează unui public până la o anumită vârstă acolo, depinde foarte mult decizia de business în spate. Da. Dar ai fi de acord dacă, de exemplu, ar păstra ambele tipuri de interfață în aplicație și ar lăsa la utilizator alegerea să păstrească una sau alta cu mențiunea că ar fi foarte complicat de menținut ambele interfețe pentru developer. O să spun da, chit că probabil o să spună multă lume nu. Și o să spun da, și să spun de ce. Pun la mână. Am utilizatori care nu pot să facă trecerea din anumite motive. Hai să luăm și utilizatori cu diferite nevoi speciale, care trebuie să-și readapteze produsul. O să iau exemplu Twitter. Pe desktop. Deci Twitter pe desktop are... Hai să vă arăt, da. Cred că pot să mă arăt. Este net aici? Nu. Teoretic este, dar nu funcționează. Ok, Twitter are două variante. Varianta, când folosiți Twitter, sunteți familiari? Așa. Are două variante. Varianta nouă, care o schimbat pe acolo, legat. Și varianta veche. După o săptămână de folosit varianta nouă, am trecut la varianta veche. Și mă tot întreabă Oblei, nu, mulțumesc, nu vreau să fac switch-ul, nu, e ok așa. Ține foarte mult learnability-ul ăsta pe care vrei să-l oferi utilizatorului. Trebuie să te gândești cât timp are el la dispoziție să-ți înveți nou produs. Eu folosesc Twitter din 2010. Dacă de ce se face asta? Ca să lași utilizatorul timp să treacă la noul mod, nu să lasă păzească forever cel păi da, păi asta da. A făcut și Google, păi Gmail da. Și Apple. Păi da, asta, aici vreau să ajung. Lasă pe utilizator dacă e să... Adică tu i-ai dat opțiunea, mă. Ăsta este noul meu design, da? Aș vrea să-l testez. Vechiul design, tu mai poți să-l folosești încă vreo 3 ani, da? Da. Zic-o așa. Dacă tu...
În aia 3 ani tu preferi să stai tu ăla vechi, tu ca utilizator îți asumi. Deci acolo nu mai vine compania, acolo e vina utilizatorului. Pentru că el își asumă anumite lucruri. Eu în momentul ăsta îmi asum faptul că la un moment dat Twitter o să zică papa la veche interfață și o să vrea să folosesc noua interfață, că nu e atât de drăguță. Da, dar trebuie totuși să fac un compromis între design și utilizatorii targetați, pentru că în final nu poți rămâne anestezat cu ceva convertit. Chestia asta e foarte bună ca să aduni feedback. Tu, în momentul în care tu ai pus chestiile alea două, dă-i utilizatorului oportunitatea de a-ți lăsa feedback. Asta e lucrul cel mai important. Da, de multe feedback-ul e ceva de genul, a interfața veche e bună, l-a lăsat așa. Dă un feedback complet. Greșit. Să spun de ce e greșit. Pentru că poți să ai feedback în care efectiv tu ai pregătit întrebările ca să vezi care poți să fie. Că dacă îi dai întrebare deschisă, hai să fim serioși. În întrebările deschise, dacă e mandatory, eventual poți să pui o steluță, dacă să ai nevoie de 3 caractere, mai scrii 3 caractere acolo. Nu. Dă oportunitatea de feedback, nu doar deschis. Dă și întrebări închise. Pentru că dacă îi dai întrebări închise, de exemplu, cât de ergonomică ți se pare noua interfață, da? Foarte ergonomică, nu știu, nu răspund. Nu, fără nu știu, nu răspund. Deloc ergonomică și așa mai departe. Tu, obținând toată informația asta pentru utilizator, vei ști. Dar dacă tu lași pe utilizator cu field-ul obligatoriu, doar spune două, trei cuvinte despre ce crezi. Tu, utilizatorul, o să scrie 3 cuvinte, dar nu are care nevoie. De-aia se merge foarte mult și în survey-uri și eu sunt foarte pro survey-urile în care efectiv există și variante în care utilizatorul trebuie să aleagă, în care tu te-ai gândit exact, tu știi ce ai schimbat la produsul ăsta, da? Când ai schimbat în produsul respectiv, tu trebuie să iei în considerare cum o să fie folosită părțile din produs. Asta este varianta. Să mergi în paralel. Să mergi în paralel și să-i ceri feedback omului, să-i ceri în continuu feedback și să-i spui, mă, care e chestia asta? Pentru că în felul ăsta, atunci când o să expire aia 3 ani, o să vii cu ceva bun, încât să și Xulescu să fie fericit. Poate Twitter o să facă chestia asta și o să fiu și eu fericit. Dar feedback-ul lor, cum spuneam, ne-am lăsat și eu. Deci eu chiar am stat și ne-am scris feedback. Cu ce o schimbat acolo? Dar mi-a pus feedback deschis. Eu stau și mă întreb câți dintre utilizatorii care folosesc Twitter de foarte, foarte mulți ani au făcut chestia asta. Și nu au scris acolo ABC. Eu am făcut trecerea. La varianta nouă. Da, și n-am avut nicio problemă. Da. Eu am avut. Cum spuneam, sunt un utilizator atipic, poate. Dar fac parte din categoria aia de utilizatori. Și cu siguranță mai sunt oameni. Ho! Că am citit, am căutat pe Twitter. Asta a fost ideea. Hashtag new design. Și am văzut acolo că foarte multă lume se plânge de chestia asta. Mai ales, nu stau să explorez foarte mult, dar avem niște chestii pe care le foloseam. Însă obișnuită, eu merg foarte mult pe partea de pattern-uri și creierul meu învață foarte repede partea de pattern. Și dacă sunt obișnuită cu un anumit pattern, tu de ce îmi inversezi pattern-ul? Că mi-ai inversat pattern-ul acum. La mine a fost ciudată trecerea dintre aplicația nativă și aplicația Lite de Twitter, de exemplu. De ce mi-a luat bucuria asta? Nu, e fix asta, exact ce îți spuneam. Lăsându-o aparte gluma, chiar am căutat să văd dacă am zis, bă, poate sunt eu utilizator special, cu în anumite puncte sunt foarte special, să văd dacă mai sunt oameni care au problema asta. Și asta, eu merg foarte mult pe ideea că mergi în paralel și dă feedback. Da. Și ca să analizez de ce au făcut designul nou, adică și care au fost punctele forte ale noului design, ce au prezentat ei ca benefic, de ce au vrut să schimbe. Și să analizez strict pe chestia aia, nu pe preferințele scale. Dar nu pe preferințele. E vorba că utilizatorii gândesc în pattern-ul. Creierul nostru vede 24 de forme. Iar formele alea în care vezi tu, ți le-ai creat niște mental models. Și de exemplu, dacă tu ești obișnuit ca aplicația ta să aibă partea de navigare în partea stângă, și tu când intri pe site-ul respectiv, dacă creierul tău e obișnuit într-un anumit, creierul fiecărui om este unic. Ok, dar ca UX person, da. Cineva a gândit și a justificat decizia nouă. Deci, da, de ce nu justifică și utilizatorul? Există un studiu în spate și din cauza la acea chestie s-a făcut decizia, s-a făcut schimbarea aceea. Deci mă aștept ca UX person
să nu vezi doar așa network, ok? Dar nu am văzut network. Dar n-am văzut network. chestia pe care am văzut-o și primul rând am încercat să găsesc utilitatea. De ce? Și nu e vorba doar despre mine. E vorba că majoritatea site-ului, Facebook, unde ai navigarea? Pe stânga sau pe dreapta? Sus, nu se apară pe stânga sau pe dreapta. Sus ai. Informațiile pe care le-ai tu. Unde le-ai tu? Nu le-ai stânga? Da, pentru că suntem de la stânga dreapta, dar în imagine de la stânga, mai e logic să fie de la dreapta. Da, dar chestia asta. Și majoritatea oamenilor, și la Twitter, ce a făcut? Că se rog pe invit chiar să vezi aplicația. A modificat. Și ceea ce spuneam, e vorba de modificarea unor pattern-uri în care vezi aplicațiile. Da, și te rog. Vreau să schimb un pic de... În experiența proiectelor pe care am mai lucrat, da. Care a fost relația cu developerii? Pot să zic că sunt norocoasă. Funcționăm foarte bine. Funcționăm foarte bine atât în momentul în care eu chiar, pentru fiecare wireframe pe care îl fac, scriu specificații. Încerc să le răspund tuturor la toate întrebările pe care le au. Încerc să ajung la un compromis, pentru că, de exemplu, dacă vine și îmi spune că, băi, nu pot să fac chestia asta cu React sau nu pot să fac chestia asta pentru că am librăria X, am librăria Y, încerc să ajung la un compromis, astfel încât să fie win-win și pentru utilizator, să fie win-win și pentru timpul de development. Îți dai seama că nu o să fie absurdă, că dacă este o chestie care, pe care eu zic că, bă, asta e super, bă, și se face într-o lună și produsul meu trebuie să-mi iasă, nu știu, într-o lună, nu o să insist pe chestia, da? Mă duc. De obicei când fac wireframe-uri și mă gândesc așa, am niște discuții cu developerii, tocmai ideea să văd cam care ar fi și timpul de execuție. Ca să nu fac niște chestii fantasmagorice pe acolo. Nu. Merg foarte mult pe timpul de execuție și dacă... și pe librăriile pe care le folosesc. Pentru că sunt anumite librării pe care le folosești, nu ai ce să faci, nu poți să schimbi librăria. Deci, oricât aș vrea eu, păi nu vreau drop down în care chestia aia, nu poți să-ți o schimbi, nu. Și dacă se întâmplă ca developerul să aibă idei de îmbunătățire și te trezești cu ele la preview, la sfârșit. Am pățit. Am făcut design-ul. Colega mea a făcut design-ul și pusese pentru aplicația respectivă, de, pusese, mă rog, era field aici și ea pusese un background, background-ul era alb și scrisul era gri închis, da? Și placeholder-ul gri deschis. Da, ce-a făcut developerul meu drag? Nu i-a plăcut lui numai, fără mi-a pus un portocaliu acolo, care nu se vede și mi-a pus bug din partea cealaltă, că bă, ce-ați făcut? Asta e design-ul. Păi da, dar uite, ai portocaliu pe alb și readability este la pământ. Asta a făcut developerul nostru. Ce i-am zis? Da, mi-am zis, mă, hai, data viitoare, hai să urmărim mai bine ce este în Zeppelin și mergem mai departe. Detaliile acestea pe care le menționez nu erau menționate și în requirement specification? Sunt menționate în requirement specification. În Zeppelin, de exemplu, nu știu dacă știți Zeppelin, dacă ați lucrat până acum cu Zeppelin, acolo ai o chestia în fiecare scenă, parte, cod de culoare. Da, nu i-a plăcut. Și nu e prima oară când ne trezim cu feature-uri noi integrate din partea developerului. A fost foarte informativ. Cred că am depășit, da? Da. Aoleu. Mai sunt întrebări? Eu aș avea două, dacă... Da, scurt. Da. Prima e legată, de exemplu, cu... când ai vorbit de...